Capitolul 12. Biroul de notariat. Biroul domnului Ferra era aidoma tuturor birourilor de notariat. Funcționarii lui erau ca toți funcționarii. Intrai printr-o anticameră mobilată cu patru scaune vechi în cancelaria propriu-zisă, înconjurată de rafturi prevăzute cu despărțituri în care se aflau dosarele clienților. Cinci tineri, aplecați pe pupitre de lemn negru, râdeau, stăteau de vorbă sau scriau grăbiți. O sală de așteptare, de asemenea plină de cartoane, unde stătea de obicei domnul prim copist, apoi o odaie goală care, pentru mai multă discreție, despărțea biroul notarului de sala de așteptare. Așa arăta în întregului acest laborator al actelor de tot felul. Un ceasornic cu cuc, așezat între două ferestre ale cancelariei, bătuse orele două. O oarecare agitație se vedea printre funcționari. Câteva frânturi din discuțiile lor ne vor face să cunoaștem pricina acestei emoții. Desigur, dacă cineva mi-ar fi spus că François Germain e un hoț, glăsi un tânăr, i-aș fi răspuns, minți, minți. Și eu la fel, și eu la fel. Că despre mine am fost atât de impresionat să-l văd arestat de oamenii gărzii, încât nici n-am putut mânca. Dar am fost răsplătit, căci n-am mai trebuit să înghit amestecăturile zilnice ale lui Madame Serafin. 17.000 de franci, ăștia sunt bani. Și încă ce bani? Și când te gândești că de 15 luni, de când e German casier, n-a lipsit o singură centimă din casa de bani a patronului. Eu găsesc că patronul a făcut rău punând să-l aresteze pe Germain, pentru că acest biet băiat se jura pe toți sfinții că n-a luat de acolo decât 1.300 de franci aur. Cu atât mai mult, cu cât azi dimineață adusese banii ca să-i pună la loc în casa de fier, în chiar clipa când patronul trimisese după poliție. Iată neplăcerile pe care le ai cu oamenii de o cinste atât de cruntă ca a patronului. Ăștia sunt neîndurători. E adevărat. Dar tocmai de aceea trebuie să te gândești bine înainte de a da pierzării pe un tânăr care până atunci se purtase atât de bine. La asta, domnul Ferrand a obiectat că trebuie să dea o pildă. Pildă de ce? Nu servește la nimic celor cinstiți, iar cei care nu sunt știu bine că riscă să fie descoperiți dacă fură. Casa noastră e în orice caz o bună clientă pentru comisar. Cum așa? Păi da, azi dimineață biata Luiza, acum Germain. Mie afacerea cu Germain nu mi se pare limpede, dar a mărturisit. A mărturisit că a luat 1.300 de franci, dar susține cu tărie că n-a luat cei 15.000 de franci în bancnote și nici ceilalți 700 de franci aur care lipsesc din casă. De fapt, dacă a recunoscut una, de ce n-a recunoaște și cealaltă? Așa e, tot aceeași pedeapsă o capeți pentru 1.500 de franci ca și pentru 15.000. Da. Dar îți rămân cei 15.000 de franci și, ieșind din închisoare, îți faci treaba cu ei, ar spune un ticălos. Nu e chiar atât de rău. Orice am spune și orice am face, e aici ceva ce nu miroase bine. Și Germain, care l-apăra mereu pe patron de câte ori îi făceam iezuit. Și totuși e adevărat. De ce oare patronul n-ar avea dreptul să se ducă la biserică, ne spunea el, așa cum și voi aveți dreptul să nu vă duceți? Iată-l pe Chalamel, care vine din oraș. Ce o să se mai mire? De ce? De ce, băieți? S-a mai întâmplat ceva nou cu această biată Luisa? Ai fi aflat dacă n-ai fi întârziat așa de mult pe drum. Hai, mana ce ești. Da, credeți poate că până în strada așa eu sunt doar câțiva pași? O, e de rău. E foarte de rău. Da, ce e cu faimosul viconte de Saint-Rémy? N-a sosit încă? Nu. Trăsura era trasă la scară. Mi-a trimis vorbă prin fecior că vine numai decât. Dar servitorul mi-a spus că stăpânul lui nu-i în toate apele. A, domnilor, ce frumoasă căsuță boierească! Un lux care sare în ochi. S-ar zice una din acele locuințe ale seniorilor de odinioară. A, Foblas, iată eroul meu preferat. Modelul meu, spuse Chalamel, atârnându-și umbrela în cuier. Înțeleg acum de ce vicontele are datorii și amenințat cu închisoarea. O obligație de 34.000 de franci pe care portărelul a trimis-o aici trebuie să fie achitată la cancelarie, așa vrea creditorul, nu știu de ce. Cred și eu că acest frumos viconte va trebui să plătească acum, fiindcă s-a înapoiat ieri seară de la țară, unde se ascunsese 3 zile ca să scape de executori. Dar de ce nu i s-a pus sechestru pe mobilele din casă? Nu e așa de prost. Casa nu e a lui, iar mobilierul e pe numele valetului său, care pretinde că i l-a închiriat. Tot așa și echipajele sunt pe numele vizitiului, care spune că le dă cu chirie vicontelui cu atâta pe lună. O, e un șmecher acest domn Saint-Rémy. Da, ce spuneați? Ce s-a întâmplat pe aici? Închipuiește-ți că acum 2 ore patronul dă buzna peste mine ca un apucat. Germain nu e aici? Zbieră el. Nu, domnule. Ei bine, mizerabilul mi-a furat ieri seară 17.000 de franci, strigă patronul. Germain, să fure? Hai, da de!
Stați să vedeți. Cum oare, domnule, sunteți sigur? Dar asta nu-i cu putință, am răspuns noi. Vă spun, domnilor, că pusesem ieri în sertarul biroului unde lucrează Germain 15 hârtii a câte 1000, plus 2000 de franci aur într-o cutioară. Totul a dispărut. În clipa aceea, iată-l pe tata Mariton, portarul, care sosește spunând: domnule, garda va veni imediat. Și Germain? Așteaptă puțin. Patronul spune portarului: de îndată ce vine domnul Germain, trimite-l aici în cancelarie, fără să-i spui nimic. Vreau să-l dezmasc în fața voastră, domnilor. După un sfert de ceas, bietul Germain vine, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Madame Serafin ne adusese tocmai de mâncare obișnuitele lături. Germain îl salută pe patron, ne dă și nouă foarte liniștit bună ziua. Germain, nu mănânci? Îl întrebă domnul Ferrand. Nu, domnule, mulțumesc, nu mi-e foame. Vii cam târziu. Da, domnule, am fost nevoit să mă duc la Belleville dis de dimineață. Desigur, ca să ascunzi banii pe care mi-ai furat, strigă domnul Ferrand cu o voce teribilă. Și Germain? Bietul băiat se face palid ca un mort și răspunde imediat bâlbâind: domnule, vă implor, nu mă nenorociți. Furase? Așteaptă nițel și alamel. Nu mă nenorociți, spuse el. Va să zic că mărturisești, mizerabile. Da, domnule, dar iată banii care lipsesc. Credeam că voi putea pune la loc azi dimineață, înainte de a vă fi deșteptat. Din nefericire, persoana la care aveam niște bani și pe care credeam că o voi găsi acasă aseară, era de 2 zile la Belleville. De aceea a trebuit să mă duc acolo azi în zori. De aceea am întârziat. Iertați-mă, domnule, nu mă nenorociți. Luând acești bani, știam că îi voi pune la loc. Iată cei 1300 de franci aur. Cum 1300 de franci? Strigă domnul Ferrand. Ce, e vorba numai de 1300 de franci? Mi-ai furat dintr-un portofel verde, aflat în biroul primului copist, 15 hârtii a 1000 de franci aur. Eu? Niciodată, strigă bietul Germain distrus. Am luat doar 1300 de franci aur, dar niciun ban mai mult. N-am văzut niciun portofel în sertar. Acolo nu erau decât 2000 de franci aur într-o cutie. A, mincinos infam, strigă patronul. Dacă ai furat 1300 de franci, ai fi putut fura și mai mult. Justiția va hotărâ. O, voi fi neîndurător cu un asemenea abuz de încredere. Va fi o pildă. În sfârșit, dragă Chalamel, în vremea asta sosește garda cu secretarul comisarului să întocmească procesul verbal, îl își facă pe Germain și asta e tot. E oare cu putință? Germain, fruntea oamenilor cinstiți? Și nouă întâmplarea asta ni s-a părut ciudată. Da, trebuie să recunoaștem un lucru, și anume că Germain era maniac. Nu voia niciodată să spună unde locuiește. Asta e adevărat. Avea întotdeauna o înfățișare misterioasă. Dar asta nu înseamnă că a furat 17.000 de franci. Fără îndoială. Ne-am dat pur și simplu cu părerea. Ha, iată o noutate. E ca și cum mi s-ar fi dat cu o măciucă în cap. Germain. Germain, care părea un om atât de cinstit, îl aș fi dat și pe Dumnezeu pe datorie. S-ar fi zis că presimțea că îi se va întâmpla o nenorocire. De ce? De câtva timp părea că îl scurmă ceva. Poate că era vorba de Luiza. De Luiza? Nu fac decât să repet ce spunea azi dimineață Madame Serafin. Ce? Ce anume? Că era amantul Luizei și tatăl copilului ei. Ai văzut cât era de prefăcut? Ia te uită, ia te uită. Dar de unde? Nu-i adevărat. De unde știi asta, Chalamel? Nu sunt 15 zile de când Germain mi-a spus în mare taină că era amorezat nebun, de o mică lucrătoare, foarte cinstită, pe care o cunoscuse într-o casă unde locuise. Când îmi vorbea de ea, avea lacrimi în ochi. Măi, Chalamel, măi, Chalamel, că demodat mai ești! Spune că Fobla e eroul lui și totuși atât de copilăros, atât de prostuț, încât să nu-și dea seama că poți fi îndrăgostit de una și amantul alteia. Vă spun că Germain vorbea serios. În clipa aceea, șeful copiștilor intră în birou. Ei, Chalamel, ai terminat cu toate comisioanele? Da, domnule Dubois, am fost la domnul de Saint-Rémy. Va veni îndată să-și achite datoria. Și la doamna contesă McGregor? De asemenea. Iată răspunsul. Și la contesa Dormini? Domnia sa mulțumește călduros patronului. A sosit ieri dimineață din Normandia. Nu credea că va obține răspunsul atât de repede. Iată scrisoarea. Am trecut și pe la intendentul domnului marchiz d'Arville pentru plata spezelor contractului pe care i l-am dus ieri să-l semneze acasă, așa cum a cerut. I-ai spus, nu-i așa, că nu era urgent? Da, dar intendentul a vrut totul să plătească. Iată banii. A, uitasem această carte de vizită aflată la portar cu aceste cuvinte scrise cu creionul.
Acest domn a întrebat de patron și a lăsat asta. Walter Murph, citi șeful cancelariei și mai jos cu creionul, va reveni la ora 3 pentru afaceri importante. Nu cunosc persoana. Ah, am uitat ceva, continuă Chalamel. Domnul Badinot a spus că e în regulă. Domnul Ferrand să facă cum crede, că va fi totdeauna de acord. N-a dat un răspuns în scris? Nu, domnule. A spus că n-are timp. Foarte bine. Domnul Charrobert va veni în cursul zilei să-l vadă pe patron. Pare că s-a bătut ieri în duel cu ducele de Lucene. E rănit? Nu cred. Mi s-ar fi spus când am fost la el. Iată că se oprește o trăsură la poartă. Oh, ce cai frumoși cât sunt de focoși! Și acest vizitiu englez cu peruca lui albă și cu livreau cu găitane de argint și cu epoles de colonel. O fi un ambasador. Și feciorul în livrea, cât argint are pe el și ce mustăți are. Iată, uite, spuse Chalamel, e trăsura vicontelui de Saint-Rémy. Ce aer își mai dă! După puțin timp, domnul de Saint-Rémy intră în cancelarie. Capitolul 13. Domnul de Saint-Rémy. Am descris chipul fermecător, eleganța aleasă, ținuta încântătoare a domnului de Saint-Rémy atunci când sosea la ferma Arnouville, proprietatea unei ducese de Lucene, unde găsise un refugiu împotriva portăreilor Malicorne și Bogdan, care îl urmăreau. Domnul de Saint-Rémy intră brusc în cancelarie, cu pălăria pe cap, cu atitudine distantă, cu ochii pe jumătate închiși și întrebă pe un ton semeț, fără să se uite la ceilalți. Unde-i notarul? Domnul Ferrand lucrează în biroul dumisale, îi răspunse șeful copiștilor. Dacă doriți să așteptați, o clipă vă va putea primi. Cum să aștept? Dar, domnule, niciun dar, domnule, spuneți-i că domnul de Saint-Rémy e aici. Mi se pare ciudat că acest notar mă obligă să fac anticameră. Aici miroase a cărbuni. Binevoiți a trece în camera de alături, îl invită primul copist. Mă voi duce numai decât să-l anunț pe domnul Ferrand. Domnul de Saint-Rémy ridică din numeri și îl urmă pe șeful copiștilor. După un sfert de ceas, care îi se păru foarte lung și care îi preschimbă contrarietatea în furie, domnul de Saint-Rémy fu introdus în biroul notarului. Nimic mai ciudat decât contrastul dintre acești doi oameni, amândoi deprinși a judeca aproape de la prima privire cu cine aveau de-a face. Domnul de Saint-Rémy îl vedea pe Jacques Ferrand pentru întâia oară. A fost impresionat de această față palidă, rigidă, nepăsătoare, cu uitătura ascunsă în dosul unor ochelari verzi, cu craniul pe jumătate acoperit de o veche tichie neagră. Notarul era așezat la biroul său, pe un fotoliu de piele, lângă un cămin vechi, plin de cenușă, în care fumegau doi tăciuni negriți. Perdelele de percal verde, aproape zrențuite, prinse în inele de fier la ferestre, ascundeau geamurile de jos și ofereau încăperii o lumină lividă și sinistră. Dulapuri cu rafturi pline de cartoane etichetate, câteva scaune din lemn de cire sălbatic, tapisate cu catifea galbenă de Utrecht, o pendulă de mahon, pe jos lespes de piatră gălbuie, umedă și înghețată, un tavan străbătut de crăpături și împodobit cu pânze de păianjen, acesta era sanctus sanctorumul domnului Jacques Ferrand. Vicontele nu înaintase nici doi pași, nu spusese o vorbă, că notarul, care îl cunoștea din renume, îl și ura. Mai întâi vedea în el, cum am spune, un rival în prefăcătorii și apoi, prin faptul că domnul Ferrand avea o înfățișare ordinară și ignobilă, nu putea suferi eleganța altora, grația și tinerețea, mai ales când aceste alese însușiri erau însoțite de o atitudine insolentă. Notarul se comporta de obicei în chip aspru, repezit, aproape grosolan cu clienții săi care, din pricina acestor purtări de țăran de la Dunăre, aveau și mai multă considerație pentru el. Își propuse să-și accentueze brutalitatea față de domnul Saint-Rémy. Acesta nu-l cunoștea pe domnul Ferrand decât tot din renume. Se aștepta să afle în el un fel de notăraș, bonom sau ridicol. Vicontele și închipuia că, sub o aparență aproape naivă, se ascund oameni de o cinste recunoscută, al cărui prototip desăvârșit, după cum se spunea, ar fi Jacques Ferrand. Dimpotrivă, înfățișarea, purtarea notărașului stârneau vicontelui o adversitate vagă, pe jumătate teamă, pe jumătate ură, deși nu avea niciun motiv serios să se teamă de el sau să-l urască. Astfel, consecvent firii sale voluntare, domnul de Saint-Rémy exagera și mai mult îndrăzneala și îngânfarea lui obișnuită. Notarul își păstrase pe cap tichia, iar vicontele pălăria. De la ușă, vicontele strigă cu o voce puternică și tăioasă. E foarte curios, domnule, că mi-ați impus o seneala să vin aici, în loc să trimiteți la mine, ca să primiți banii pentru polițele ce am semnat acelui Badinot și pentru care acest caragios m-a urmărit.
Îmi spuneți ce e drept că, în afară de chestiunea asta, aveți să-mi comunicați ceva foarte important. Fie. Dar atunci, n-ar fi trebuit să mă faceți să aștept un sfert de ceas în anticamera dumneavoastră. Asta nu e o comportare politicoasă, domnule. Domnul Ferrand, nepăsător la cele auzite, termină o socoteală, șterse atent tocul de buretele îmbibat de apă, aflat lângă călimara de faianță ciobită, și înălță către viconte fața glacială, pământie și nasul cârn, încărcat cu o pereche de ochelari. S-ar fi zis un cap de mort, ale cărui orbite erau înlocuite cu mari pupile fixe, verzi albăstrui. După ce îl privi o clipă în tăcere, notarul se răsti la viconte. Unde sunt banii? Acest sânge rece îl scoase pe domnul de Saint-Rémy din sărite. El, idolul femeilor, invidiatul bărbaților, gloria celei mai alese societăți pariziene, duelistul temut să nu facă impresie unui mizerabil de notar, asta îi se părea odios. Deși era singur cu Jacques Ferrand, mândria din trânsul se revoltase. Unde sunt polițele? Întrebă el la fel de răstit. Cu unul din degetele sale, tar ca fierul și acoperit de un păr roșcat, notarul, fără a răspunde, arătă un portofoliu lat de piele pe care îl avea lângă el. Hotărât să fie tot atât de laconic ca și el, dar clocotind de indignare, scoase din buzunarul redingotei un mic porvizit de piele rusească, închis cu copci de aur. De acolo trase 40 de hârtii, a 1000 de franci, arătându-le notarului. Cât? Întrebă acesta. 40.000 de franci. Dați-mi. Iai. Dar să sfârșim repede, domnule. Fă-ți meseria. Încasează banii, dăm polițele, spuse vicontele, aruncând nerăbdător bancnotele pe masă. Notarul le luă, se ridică, le examină lângă fereastră, verificând fiecare hârtie una câte una cu atenție atât de stăruitoare, îmi spune înjositoare pentru viconte, încât acesta păli de furie. Notarul, ca și cum ar fi ghicit gândurile care le agitau pe viconte, dădu din cap, se întoarse pe jumătate spre vizitator și spuse, pe un ton ce nu poate fi redat: s-au mai văzut de alte daste. O clipă, zăpăcit, domnul de Saint-Rémy întrebă: ce? Hârtii de bancă false, răspunse notarul, continuând să supună hârtiile pe care le avea în mână unei cercetări atente. În legătură cu ce faceți această remarcă, domnule? Jacques Ferrand se opri o clipă, privi lung la viconte, apoi, ridicând din numeri, continuă să cerceteze hârtiile, fără a scoate o vorbă. La dracu, domnule notar, aflați că atunci când întreb ceva, mi se răspunde, strigă domnul de Saint-Rémy, iritat de calmul lui Jacques Ferrand. Acestea sunt bune, spuse notarul, întorcându-se la biroul său de unde luă un teanc de hârtii timbrate pe care se aflau alăturate polițele. Puse apoi o hârtie de 1000 de franci și 3 fișicuri a 100 peste dosarul creanței, spunând domnului de Saint-Rémy, în timp ce îi arăta cu degetul banii și titlurile: iată ce vă rămâne din cei 40.000 de franci. Clientul meu m-a însărcinat să încasez nota de cheltuieli. Vicontele se stăpânise cu greutate, în timp ce Jacques Ferrand își făcea socotelile. În loc de a răspunde și de a lua banii, îi strigă cu voce tremurândă de indignare: vă întreb, domnule, de ce mi-ați spus, în legătură cu bancnotele pe care vi le-am dat, că s-au văzut și hârtii false? De ce? Da, de ce? Fiindcă v-am convocat aici într-o chestiune de fals. Și notarul își îndreptă ochelarii lui vers către viconte. Și întrucât mă interesează pe mine această afacere de fals. După o clipă de tăcere, domnul Ferrand spuse vicontelui pe un ton trist și în același timp sever: vă dați seama, domnule, de funcțiunile pe care le îndeplinește un notar? Socoteala și funcțiunile dumneavoastră sunt foarte simple. Aveam adineaur 40.000 de franci și nu mi-au mai rămas decât 1.300. Sunteți foarte glumeți, domnule. Vă voi spune eu ce este un notar. El este, în afacerile pământești, ceea ce e un duhovnic în cele ce sufletești. Datorită acestei profesiuni, ies uneori la iveală taine cumplite. Și apoi, domnule, se află deseori în situația de a avea de-a face cu excroci. Și pe urmă, domnule, trebuie, pe cât este cu putință, să împiedice ca un nume onorabil să fie târât în noroi. Dar ce amestecam eu în toate astea? Tatăl dumneavoastră v-a lăsat un nume respectat, pe care îl necinstiți, domnule. Ce îndrăzniți să spuneți? Dacă n-ar fi respectul pe care acest nume îl trăsește în mintea oamenilor cinstit, dumneavoastră, în loc să fiți citat aici, în fața mea, ați fi în clipa asta în fața judelui de instrucție. Nu vă înțeleg. Sunt 2 luni de când ați scontat, prin mijlocirea unui om de afaceri, o poliță de 58.000 de franci, subscrisă de casa Mollard & Co. din Hamburg,
în favoarea unui domn William Smith și plătită în termen de 3 luni domnului M. Grimaldi, bancher din Paris. Ei și, această poliță e falsă. Nu e adevărat. Această poliță e falsă. Casa Mellock n-a avut niciun angajament cu William Smith. Ea nici nu-l cunoaște. Să fie cu putință? Strigă domnul de Saint-Rémy cu atâta convingere și cu atâta indignare. Atunci am fost înșelat groaznic, domnule, pentru că am primit acea hârtie de valoare, plătind în schimb bani lichizi. De la cine? De la domnul Smith însuși. Casa Mellock e atât de cunoscută. Eu însumi cunoșteam cinstea domnului William Smith, așa că am primit acea poliță drept plata unei sume ce-mi datora. William Smith n-a existat niciodată. E un personaj fictiv. Domnule, mă insultați! Semnătura lui e falsă ca și restul. Vă repet că domnul William Smith există. Da, desigur că am fost victima unui groaznic abuz de încredere. Sărmane tânăr! Explicați-vă! În câteva cuvinte, posesorul actual al poliței e convins că dumneavoastră ați comis falsul. Domnule, pretinde că are dovada. Alaltăieri a venit la mine, rugându-mă să vă chem aici și să vă spun că e dispus să vă înapoieze această poliță falsă pe baza unei tranzacții. Până aici totul e cinstit. Dar iată că de aici înainte nu mai e și nu vorbesc decât pentru a vă pune în curent cu situația. Cere 100.000 de franci, în taleri, predabil chiar azi. Sau de nu, mâine la prânz, cazul va fi deferit procurorului regal. E un act nedemn și, în plus, o absurditate. Sunteți ruinat. Ați fost urmărit pentru o sumă pe care mi-ați plătit-o mulțumită nu știu căror resurse. Iată ce am declarat terțului posesor al poliției. Mi-a răspuns la asta că o anumită doamnă mare, foarte bogată, nu vă va lăsa în încurcătură. Destul, domnule, destul. O altă ticoloșie, o altă absurditate, sunt de acord. În sfârșit, ce vor de la mine? Să se exploateze o acțiune ticăloasă prin altă ticoloșie. Am consimțit să vă aduc la cunoștință această propunere, veștejind-o așa cum orice om cinstit trebuie să o veștejească. De aici încolo, vă privește. Dacă sunteți vinovat, alegeți între curtea cu juri și prețul de răscumpărare ce vă este impus. Demersul meu e oficios și nu mă amestec mai departe într-o afacere atât de murdară. Terțul creditor se numește domnul Petit Jean, negustor de uleiuri. Locuiește pe malul Senei. Cheiul Billy, numărul 10. Tratați direct cu dânsul. Sunteți făcut să vă înțelegeți. Dacă ați fi cumva falsificator, după cum susține el. Domnul de Saint-Rémy intrase la Jacques Ferrand cu gura mare, cu capul sus. Cu toate că săvârșise în viața lui unele fapte rușinoase, păstrase totuși în el o anumită mândrie de rasă, un curaj născut care nu se dezmințea niciodată. La începutul acestei convorbiri, privindu-l pe notar ca pe un adversar nedemn de el, se mulțumise să-l zefâlmisească. Atunci însă, când Jacques Ferrand îi vorbi de fals, vicontele se simți zdrobit. Se vedea la rândul lui dominat de notar. Fără capacitatea sa de autostăpânire, n-ar fi putut ascunde impresia ce-i pricinuise această revelație neașteptată, căci ea putea să aibă urmările cele mai nedorite, pe care notarul nici nu le bănuia. După o clipă de tăcere și de gândire, se resemnă. El, atât de trufa și de irascibil, atât de mândru de bravura lui, să-l implore pe acest om grosolan care folosise față de el limbajul rece al corectitudinei. Domnule, vă mulțumesc pentru interesul ce-mi purtați și regret vehemența cu care v-am vorbit la început, spuse domnul de Saint-Rémy pe un ton prietenos. Dumneavoastră nu mă interesați deloc, răspunse brutal notarul. Tatăl dumneavoastră, fiind cinstea personificată, n-aș fi vrut ca numele lui să apară în fața curții cu juri. Asta e tot. Vă repet că nu sunt vinovat de infamia ce mi se pune în sarcină. Veți spune aceasta domnului Petit Jean, dar mărturisesc că absența domnului Smith, care a abuzat nedemn de buna mea credință, infamul de Smith, absența domnului Smith mă pune într-o grea încurcătură. Sunt nevinovat. Dacă voi fi acuzat, mă voi dezvinovăți, dar o asemenea învinuire strică totdeauna reputația unui gentilom. Ei și, fiți atât de generos și folosiți suma pe care v-am depus-o ca să despăgubiți în parte pe posesorul petiției. Acești bani sunt ai clientului meu, e un depozit sfânt, dar în 2-3 zile îi voi restitui. Nu veți putea. Am resurse. Niciuna avuabilă, cel puțin. Mobilierul, cai dumneavoastră, nu vă aparțin, așa susțineți. Și mi se pare că și asta e o fraudă nedemnă. Sunteți foarte aspru, domnule, dar chiar admițând că ar fi așa, nu aș transforma oare în bani lichizi tot ce posed într-o împrejurare atât de disperată? Numai că fiindu-mi imposibil să-mi procur de azi pe mâine 100.000 de franci
Vă conjur să folosiți banii pe care vi-am dat și să retrageți această nenorocită poliță. Sau, dumneavoastră care sunteți atât de bogat, împrumutați-mi această sumă. Nu mă lăsați într-o situație ca asta. Eu să răspund de 100.000 de franci pentru dumneavoastră? Cum adică? Sunteți nebun? Domnule, vă implor, în numele tatălui meu despre care mi-ați vorbit, fiți util de bun și... Sunt bun pentru cei ce merită, spuse cu bruschețe notarul. Ca om cinstit, urăsc pe scroci și n-aș avea nimic împotrivă să văd pe unul din acești frumoși domnișori, fără credință și fără lege, ticăloși și desfrânați, odată pentru totdeauna legat la stâlpul infamiei ca să slujească drept pildă altora. Dar, ca ai dumneavoastră să ne răbdători, îi aud cum tropăie, domnule viconte, spuse notarul, surâzând printre dinții lui negri. În clipa aceea, cineva ciocăni la ușa biroului. Ce? Întrebă Jacques Ferrand. Doamna contese Dormini, răspunse șeful copiștilor. Rog-o să aștepte o clipă. E mama vitregă a marchizei Darville, strigă domnul de Saint-Rémy. Da, domnule, are o întâlnire cu mine, așa că sluga dumneavoastră. Nici vă o vorbă despre toate astea, domnule, strigă domnul de Saint-Rémy pe un ton amenințător. V-am spus că un notar știe să păstreze tainele, întocmai ca un duhovnic. Jacques Ferrand sună, copistul reapăru. Introdu pe doamna Docbini, apoi, adresându-se vicontelei, luați acești 1.300 de franci, domnule, vor fi totuși o arvună pentru domnul Petit Jean. Doamna Docbini, fosta doamnă Roland, intra în clipa în care domnul Saint-Rémy ieșea crispat de furie, fiindcă se umilește zadarnic în fața notarului. Ei, bună ziua, domnule de Saint-Rémy, îi spuse doamna Docbini, ce mult e de când nu te-am văzut. Într-adevăr, de la căsătoria lui Darville, al cărui martor am fost, n-am mai avut cinstea să vă întâlnesc, spuse domnul de Saint-Rémy, înclinându-se și luând o atitudine prevenitoare. De atunci v-ați aflat mereu în Normandia? Oh, doamne, da, domnul Dorbini nu mai poate trăi acum decât la țară. Și ce-i place lui, îmi place și mie. Așa că vezi în mine o adevărată provincială. N-am mai fost la Paris de la căsătoria fiicei mele vitrege cu acest admirabil domn Darville. Îl vezi des? Darville a devenit foarte sălbatic și morocănos. Îl întâlnești destul de rar în lume, zise domnul de Saint-Rémy, cu o nuanță de nerăbdare, căci această convorbire îi era pe cât de neplăcută, pe atât de importantă, mai ales că părea să-l amuze pe notar. Dar soacra doamnei Darville, încântată de întâlnirea cu un personaj elegant, nu era femeia care să lase să-i scape atât de ușor prada. Scumpa mea fiică vitregă, reloia, sper că nu e tot atât de retrasă ca soțul ei. Doamna Darville e în mare vogă și foarte răsfățată, așa cum șade bine unei femei frumoase. Dar mi-e teamă că abuzez de clipele dumneavoastră și... Dar deloc, vă asigur, e un noroc neașteptat să întâlnesc pe arbitrul eleganței, pe regele modei. În 10 minute voi afla tot ce e nou la Paris, de parcă nu l-aș părăsi niciodată. Și scumpul dumneavoastră de Lucene, cu care ați fost martor la căsătoria domnului Darville, mai original ca oricând. A fost plecat în Orient și nu s-a înapoiat decât ca să primească ieri dimineață lovitură de spadă. Foarte ușoară, de altfel. Bietul duce. Și soția lui, tot frumoasă și fermecătoare. Știți, doamnă, că am cinstea să fiu unul din cei mai buni prieteni ai lui. Părerea mea în această privință ar da de bănuit. Vă rog, la înapoierea dumneavoastră la obie, să-mi faceți favoarea de a transmite domnului Docbini respectele mele. Va fi foarte mișcat, vă asigur, de amabila dumneavoastră atenție, căci se interesează mereu de dumneavoastră, de succesele pe care le obțineți. Spune că limitați pe ducele de Lozon. Doar această singură comparație și constituie un elogiu, dar, din nefericire pentru mine, e mai mult binevoitoare decât adevărată. Adio, doamnă, căci nu îndrăznesc să sper că mi-ați putea face cinstea de a mă primi înainte de plecare. Aș fi dezolată dacă v-ați da osteneala să veniți la mine. Sunt instalată provizoriu într-un apartament mobilat. Dar, dacă la vară sau la toamnă, veți trece pe drumul nostru, ducându-vă la unul din acele castele unde elegantele la modă își dispută plăcerea de a vă primi, dăruiți-ne câteva zile, numai de dragul contrastului, odihnindu-vă la niște bieți oameni de la țară după vâltoarea vieții de la castel, atât de pretențioasă și dezvăpăiată, căci oriunde vă duceți dumneavoastră, acolo e sărbătoare. Doamnă, nu e nevoie să vă spun cât de fericiți vom fi, domnul Docmini și cu mine, să vă primim. Adio, dar, domnul meu! Mi-e teamă că acest ursus binefăcător, arătând spre notar, se va plictisi de flecărarea noastră. Dimpotrivă, doamnă, dimpotrivă, spuse domnul Ferrand, cu o nuanță de ironie care mări și mai mult furia reținută a domnului Saint-Rémy.
Trebuie să recunoașteți că domnul Ferrand este un om teribil, reluă doamna Domini, făcând-o pe mironosița. Dar, luați seama, dacă din fericire se ocupă de afacerile dumneavoastră, vă va mustra amarnic, e un om necruțător. Dar ce spun, un personaj elegant ca dumneavoastră să-l aibă pe domnul Ferrand ca notar? Dar asta constituie o garanție de cumpătare, căci toată lumea știe că el nu-și lasă clienții să facă nebunii. Dacă nu-l ascultă, le prezintă nota de plată și părăsește. Oh, el nu acceptă să fie notarul oricui. Apoi, adresându-se lui Jacques Ferrand, știi, domnule Puritan, că ai realizat aici o convertire deosebită, să cumințești un personaj elegant prin excelență, un rege al modei. E chiar o convertire, doamnă. Domnul Viconte iese din biroul meu cu totul altul decât a intrat. Când îți spun că faci minuni, nu e de mirare, ești un sfânt. A, doamnă, mă măguliți, spuse Jacques Ferrand cu modestie. Domnul de Saint-Rémy se înclină respectos în fața doamnei d'Orbigny. Apoi, în clipa când se plece de la notar, vrând să încerce pentru ultima oară al înduioșa, îi spuse cu aparentă nepăsare, dar care trădea o adâncă teamă. Așadar, domnule Ferrand, nu vrei să-mi dai ceea ce-și cer? Vreo nebunie, desigur. Fine înduplecat, scumpul meu prieten, exclamă doamna d'Orbigny, surâzând. O auziți, domnule Viconte? Nu pot contrazice o doamnă atât de frumoasă. Dragă domnule Ferrand, să vorbim serios, de lucruri serioase. Și știți că acea chestiune e foarte importantă. Hotărât, mă refuzați? Întrebă Vicontele cu o voce însuimântată pe care cu greu și-o stăpânea. Notarul fu destul de crud ca să simuleze că stă pe gânduri. Domnul de Saint-Rémy nădăjdui o clipă. Cum, omule de fier, cedezi? Îl întrebă râzând mama vitregă a marchizei d'Arville. Și dumneata te dai pradă farmecului irezistibilului? Doamnă, eram cât pe aici să cedez, cum spuneți, dar mă face să roșesc de slăbiciunea mea, reluă domnul Ferrand. Apoi, adresându-se vicontelui, îi spuse cu o mină a cărei semnificație nu scăpa acestuia. Vorbind serios și stărui asupra acestui cuvânt, e cu neputință. Nu pot să admit ca pentru un capriciu să comiteți o asemenea nechipzuință. Domnule viconte, eu mă consider tutorele clienților mei. N-am altă familie și m-a socotit complicele nebunilor pe care aș îngădui să le facă. O, puritanul! Uitați-vă la el! Puritanul, spuse doamna d'Orbigny. De altfel, duceți-vă la domnul Petitjean. Va judeca, sunt sigur, întocmai ca și mine și ca și mine vă va spune nu. Domnul de Saint-Rémy plecă disperat. După o clipă de gândire, spuse, trebuie. Apoi feciorului care îi ținea deschisă portiera cupeului. La casa lui Senei. În timp ce domnul de Saint-Rémy se ducea la ducesă, vom face pe cititor să asiste la convorbirea dintre domnul Ferrand și mama vitregă a doamnei d'Arville. Capitolul 14. Testamentul. Cititorul poate a uitat de portretul pe care doamna d'Arville l-a făcut mamei sale vitrege. Vom repeta că doamna d'Orbigny e o femeie mică, blondă, slabă, cu genele aproape albe, ochii rotunzi de un albastru spălăcit, cu vorba mieroasă, privirea ipocrită, și cu maniere ademenitoare și viclene. Cercetând înfățișarea ei perfidă, descoperi întrânsa un fel de prefăcătorie crudă. Ce tânăr fermecător e domnul de Saint-Rémy, observă doamna d'Orbigny după plecarea vicontelui. Fermecător, dar doamnă, să vorbim despre afaceri. Mi-a scris din Normandia că dori să mă consultați în chestiuni serioase. N-ai fost totdeauna sfătuitorul meu de când acel bun doctor Polidori m-a recomandat dumitale. Spune-mi, mai știi ceva despre el? Întrebă doamna d'Orbigny pe un ton cu totul indiferent. De când a plecat din Paris, nu mi-a scris niciodată, răspunse la fel de indiferent notarul. Cititorul trebuie să știe că aceste două personaje se mințeau cu nerușinare. Notarul îl văzuse de curând pe Polidori, unul din cei doi complici ai lui, și îi propusese să se ducă la Anier, la familia Marsial, pirați de apă dulce, ca să o otrovească pe Louisa Morel. El urma să se dea drept doctorul Vincent. Mama vitregă a doamnei d'Arville se ducea și ea la Paris, ca să aibă o convorbire secretă cu acest scelerat care se ascundea de multă vreme, cum a mai arătat-o, sub numele de Cesar Bradamanti. Sunt foarte îngrijorată. Soțul meu nu se simte bine. Sănătatea lui slăbește din zi în zi, fără să-mi provoace încă vreo teamă serioasă. Starea lui mă liniștește. Sau, mai curând, îl îngrijorează pe dânsul, spuse doamna d'Orbigny, ștergându-și ochii ușor umeziți. Despre ce e vorba? Vorbește mereu de ultimele hotărâri ce trebuie să le ia, de testament.
Aici, doamna Dorbini își ascunse câteva minute fața în batistă. E trist, fără îndoială, glăsui notarul, dar un asemenea act de prevedere n-are întrânsul nimic supărător. Cam care ar fi intențiile domnului Dorbini, doamnă? Doamne, ce pot ști? Înțeleg că dacă începe iar să pomenească de asta, eu nu-l las să urmeze. Da, în sfârșit, nu v-a spus niciodată ceva mai precis. Cred, spuse doamna Dorbini, pe un ton dezinteresat, că vrea să-mi lase nu numai ceea ce legea îi îngăduie. Dar, te rog să lăsăm asta. Dar atunci, despre ce să discutăm? Vai, ai dreptate, om neînduplecat. Trebuie să revin la subiectul trist care mă aduce la dumneata. Ei bine, domnul Dorbini merge până acolo cu bunătatea că vrea să retragă o parte din averea lui și să-mi o doneze mie. E vorba de o sumă importantă. Dar fica lui, exclamă pe un ton aspru domnul Ferrand, trebuie să vă spun că de un an încoace domnul Darville mi-a încredințat afacerile sale. De curând i-am cumpărat o moșie admirabilă. Cunoaște strășnicia mea în afaceri. Puțin mă privește că domnul Darville e un client, ceea ce apăr e dreptatea. Dacă soțul dumneavoastră ar vrea să ia o hotărâre cu privire la fica sa, hotărâre pe care aș găsi-o neconvenabilă, va spune în chip brutal că nu poate conta pe sprijinul meu. Linia mea de conduită a fost totdeauna limpede și dreaptă. Dar a mea, mă rog, asta repet neîncetat soțului meu, ceea ce mi-ai spus acum mie, fica dumitale s-a purtat foarte rău cu dumneata, fie, dar ăsta nu e un motiv ca să o dezmoștenești. Foarte bine. Și ce v-a răspuns? Mi-a răspuns, voi lăsa fiicei mele 25.000 de franci venit. A avut mai mult de 1.000.000 de la mama ei. Bărbatul ei are o avere imensă și atunci nu-ți pot oare, dar ce-mi rămâne dumitale, duioasă prietenă, singurul meu sprijin, singura consolare a bătrâneții mele, îngerul meu păzitor? Repet aceste cuvinte prea măgulitoare, adăugă ea cu un suspin de modestie, ca să-ți arăt cât este de bun cu mine, domnul Dorbini. Dar cu toate astea n-am fost de acord, din care cauză s-a hotărât să mă trimite la dumneata. Dar eu nici nu-l cunosc pe domnul Dorbini. El însă, ca toată lumea, cunoaște corectitudinea dumitale. Dar de ce te-a trimis la mine? Pentru ca să pună capăt opunerii și scrupulelor mele. Mi-a spus, nu-ți propun să-l consulți pe notarul meu, mi l-ai crede pe adevotat, dar mă voi supune hotărârii unui om a cărui cinste desăvârșită e proverbială, domnul Jacques Ferrand. Dacă găsește că modestia dumitale va suferi acceptând donația, nu vom mai vorbi despre asta. Sunt de acord, am spus domnului Dorbini, și iată cum ai devenit arbitrul nostru. Dacă mă aprobă, adăugase soțul meu, îi voi trimite o procură ca să vândă numele meu valorile ce le posed în rente și în portofoliu. Va păstra suma rezultată în depozit la el și, când nu voi mai fi, duioasa mea prietenă, voi avea cel puțin o existență demnă de dumneata. Niciodată, poate, domnul Ferrand n-a prețuit mai mult ca în clipele acelea ochelarii. Alminteri, doamna Dorbini ar fi fost fără îndoială surprinsă de privirea scânteietoare a notarului, ai cărui ochi păreau că s-au luminat la auzul acestui cuvânt, depozit. Totuși, a răspuns pe un ton morocănos, e plictisitor, iată a 10-a sau a 12-a oară când sunt ales ca arbitru, mereu pe temeiul cinstei mele. Toată lumea nu are decât cuvântul acesta pe buze. Cinstea mea, cinstea mea, mare lucru. Asta nu-mi pricinuiește decât enervări, decât bătaie de cap. Dragă domnule Ferrand, nu fi aspru cu mine. Vei scrie, dar, domnului Dorbini, care așteaptă scrisoarea dumitale, pentru care să-ți trimită procură, ca să realizeze această sumă. Și cam la cât se cifrează oare această sumă? Mi-a vorbit de 4 până la 500.000 de franci. Suma e mai mică decât îmi închipuiam. La urma urmei, v-ați devotat domnului Dorbini. Fica lui e bogată. Dumneavoastră n-aveți nimic. Pot fi de acord. Lucrul îmi pare cât se poate de corect. Vă sfătuiesc să primiți. Adevărat? Crezi? Întrebă doamna Dorbini, păcălită ca toată lumea de faima cinstei notarului și care în această privință n-a fost dezmințită de Polidori. Puteți accepta, repetă el. Voi accepta, așadar, spuse doamna Dorbini, suspinând. Șeful copiștilor ciocăni la ușă. Ce e? Întrebă domnul Ferrand. Doamna contesă McGregor. Rog-o să aștepte puțin. Te las, dar, iubite domnule Ferrand, spuse doamna Dorbini, vei scrie soțului meu, pentru că asta e dorința lui și îți va trimite mâine procura. Voi scrie. Adio, demnul și bunul meu sfătuitor. A, nu știți, dumneavoastră, oamenii din societatea aleasă, cât este de neplăcut să te împovăresc cu asemenea depuneri, câtă răspundere apasă asupra noastră.
Vă spun că nimic nu e mai detestabil decât această frumoasă reputație de cinste care nu mi-atrage decât angarale și admirația oamenilor cum se cade. Slavă Domnului! Aștept aiurea decât aici pe pământ răsplata la care răfnesc, spuse domnul Ferrand cu un ton cucernic. Doamnei d'Orbigny îi urmă Sarah McGregor. Capitolul 15. Contesa McGregor. Sara intră în biroul notarului cu obișnuitul ei sânge rece și cunoscuta ei prestanță. Jacques Ferrand nu o cunoștea și nici nu știa în ce scop îl vizitează. Se concentra și mai mult ca de obicei în nădejdea că va mai avea pe cineva de înșelat. Se uită atent la contesă și, cu toată aparenta nepăsare a acestei femei cu fruntea de marmură, observă la ea o ușoară tremurare a sprâncenelor, ceea ce-i păru că trădează o stingheră labia stăpânită. Notarul se ridică de pe fotoliul său, trase un scaun, o invită cu un gest pe Sara să ia loc, apoi se adresă. Mi-aș cerut, doamnă, o întrevedere pentru astăzi. Am fost foarte ocupat ieri și nu v-am putut răspunde decât azi dimineață. Vă cer mii de scuze. Doream să vă văd, domnule, într-o chestiune de cea mai mare importanță. Reputația dumneavoastră de om cinstit, bun și îndatoritor m-a făcut să sper în succesul demersului pe care îl întreprind acum. Notarul, de pe scaunul lui, se înclină ușor. Știu că discreția dumneavoastră e mai presus de orice bănuială. Îmi fac datoria, doamnă. Sunteți un om dintr-o bucată și incoruptibil. Da, doamnă. Și totuși, dacă vi s-ar spune, domnule, depinde de dumneavoastră să le dați viața, mai mult decât viața, rațiunea unei mame nenorocite, ați avea curajul să refuzați? Precizați faptele, doamnă, și apoi voi răspunde. Să tot fie 14 ani. La sfârșitul lui decembrie 1824, un om tânăr, în doliu, a venit să vă propună să primiți în depozit o sumă de 150.000 de franci care urmau să fie plasați în rentă viageră pe numele unui copil de 3 ani, ai cărui părinți țineau să rămână necunoscuți. După aceea, doamnă, interveni notarul, ferindu-se astfel a răspunde afirmativ. Ați consimțit să vă însărcinați cu acest plasament și să asigurați acestui copil o rentă anuală de 8.000 de franci. Jumătate din acest venit urma să fie capitalizat în favoarea lui până la majorat. Cealaltă să fie plătită de dumneavoastră persoanei care avea grijă de această fetiță. După aceea, doamnă, după 2 ani, continuă Sara, fără a-și ascunde ușoară emoție, la 28 noiembrie 1826, această copilă a murit. Înainte de a continua această convorbire, v-aș întreba, doamnă, ce interes aveți în această afacere? Mama acestei fetițe e sora mea, domnule notar. Pentru a dovedi ceea ce afirm, iată actul de deces al acestei sărmane micuțe, scrisorile persoanei care a crescut-o și confirmarea unuia din clienții dumneavoastră la care ați depus cei 50.000 de taleri. Să vedem aceste acte. Destul de jignită că nu e crezută pe cuvânt, Sara scoase dintr-un porvizit mai multe acte pe care notarul le cercetă cu atenție. Și acum, doamnă, ce doriți? Actul de deces e în perfectă regulă și cei 50.000 de taleri au fost înmânați domnului Petit Jean, clientul meu, în urma morții copilului. E o șansă că el deține valoarea plasamentelor de rentă viageră, lucru ce l-am semnalat persoanei care m-a însărcinat cu această afacere. Cât despre venit, el a fost plătit punctual până la moartea copilului. Toată comportarea dumneavoastră în toată această afacere, mă grăbesc să o recunosc, a fost cât se poate de corectă. Femeia căreia i-a fost încredințat copilul are și ea drept la recunoștința noastră. A avut cea mai mare grijă de biata mea nepoțică. Asta e foarte adevărat, doamnă. Am fost atât de mulțumit de purtarea acestei femei, încât, văzând-o fără lucru după moartea acestei copile, am luat-o la mine, în serviciu, unde se află și acum. Doamna Serafin este în serviciul dumneavoastră? De 14 ani, ca menajeră, și nu pot decât să fiu mândru de ea. Dacă e așa, ea ne poate fi de mult folos, dacă dumneavoastră ați accepta să dați urmare cererii mele, care poate că vi se va părea ciudată, poate chiar dubioasă la prima vedere, dar când veți ști în ce scop... Cerere dubioasă, doamnă? Nu v-aș crede în stare să o formulați, așa cum eu nu sunt în stare să o ascult. Știu, domnule notar, că sunteți ultima persoană căreia i s-ar putea adresa o asemenea cerere, dar îmi pun toată nădejdea, singura mea nădejde, în mila dumneavoastră. În orice caz, mă pot bizui pe discreția dumneavoastră? Da, doamnă. Atunci continui. Moartea acestei fetițe a pricinuit mamei o astfel de zguduire, încât durerea ei e tot atât de mare astăzi ca și acum 14 ani. Și, după ce am fost îngrijorați de viața surorii mele, acum suntem alarmați de starea ei mentală. Biata mamă, suspină domnul Ferrand.
Oh, da, o mamă foarte nenorocită, domnule, căci la acea dată nu putea decât să roșească de nașterea fetiței. Pe când acum împrejurările sunt de așa natură încât, dacă acest copil ar trăi, sora mea l-ar putea legitima, s-ar putea mândri cu el și nu l-ar mai părăsi niciodată. Așa că această suferință continuă, la care se adaugă și alte supărări, fac să ne temem că biata femeie și-ar putea pierde mințile în fiecare clipă. Din nefericire, nu e nimic de făcut în această chestiune. Ba da, domnule. Și ce anume, doamnă? Să ne închipuim că cineva ar veni și ar spune bietei mame: s-a crezut că fiica dumitale e moartă. Ea însă trăiește. Femeia care a îngrijit-o când era mică de tot ar putea să confirme acest lucru. O asemenea minciună ar fi cumplită, doamnă. De ce să dai acestei biete mame o nădejde zadarnică? Dar dacă afirmația nu e mincinoasă, sau mai bine zis, dacă această presupunere s-ar realiza printr-un miracol, dacă pentru asta ar fi nevoie de rugăciunile mele, le-aș uni din toată inima cu alea dumneavoastră. Credeți-mă, doamnă. Din păcate, actul de deces nu poate fi contestat. Doamne, o știu, copilul e mort. Și totuși, dacă ați voi, nenorocirea n-ar fi ireparabilă. E o enigmă, oare? Voi vorbi deci mai limpede. Dacă mâine sora mea și-ar regăsi fica, nu numai că ar renaște la viață, dar ar avea certitudinea că s-ar căsători cu tatăl copilului. Astăzi, liber ca și ea. Nepoata mea a murit la vârsta de 6 ani. Despărțită de părinți de când era mică de tot, ei nu-și mai amintesc de dânsa. Să presupunem că găsim o fată de 17 ani. Nepoata mea ar fi avut azi vârsta asta. O fată cum sunt atâtea, părăsite de părinți. Și cam spune surorii mele: ia-o pe fica ta. Ai fost înșelată. Din cauza unor motive grave, trebuia să fie socotită moartă. Femeia care a văzut de ea și un notar respectabil îți vor afirma, îți vor dovedi chiar că e fica ta. Jacques Ferrand, după ce o lăsă pe contesă să vorbească fără a o întrerupe, se ridică dintr-o dată și strigă indignat: destul! Destul, doamnă! Oh, asta e o infamie! Domnule, să îndrăzniți am propune mie, mie, o substituire de copil, anularea unui act de deces, în sfârșit o acțiune infamantă. Pentru prima oară în viața mea mi se aduce o asemenea ofensă. Și n-am meritat-o, Dumnezeule. O știți prea bine. Dar, domnule, cui păgubește acest lucru? Sora mea și persoana cu care dorește să se căsătorească sunt doi oameni liberi și fără copii. Amândoi o deplâng amarnic pe fetița lor pe care au pierdut-o. Să-i înșeli? Dar asta înseamnă să le redai fericirea, viața. Să asiguri o soartă din cele mai fericite unei biete fete părăsite. Asta constituie o acțiune nobilă și generoasă. Și nu o crimă. Într-adevăr, strigă notarul cu o indignare crescândă, admir cum proiectele dumneavoastră, cele mai abominabile, se pot prezenta sub aspecte atât de frumoase. Vă rog, domnule, mai gândiți-vă. Vă repet, doamnă, că e o infamie. E o rușine să vezi o femeie din lumea dumneavoastră urzind asemenea mârșăvii, de care sper că sora dumneavoastră e străină. Domnule, destul, doamnă, destul. Nu sunt un om prea curtenitor. Eu va spune cu brutalitate cele mai crude adevăruri. Sara aruncă notarului una din acele priviri negre, adânci, tăioase ca oțelul și spuse cu răceală: refuzați? Vă rog, fără noi insulte, doamnă. Luați seama. Amenințări? Amenințări. Și pentru a vă dovedi că ele nu sunt deșarte, aflați mai întâi că n-am soră. Cum, doamnă? Eu sunt mama copilului. Dumneavoastră? Eu. Am făcut un ocol ca să ajung la țintă. Am scornit o poveste ca să vă trezesc curiozitatea. Sunteți neîndurător. Îmi scot masca. Doriți război. Ei bine, război să fie. Război? Pentru că nu primesc să mă alătur unei uneltiri criminale? Ce îndrăzneală! Ascultați-mă, domnule notar. Reputația dumneavoastră de om cinstit e cam prea solidă, recunoscută și fără margini, fiindcă e meritată. Așa că ar trebui să-și pierdu cineva mintea ca să-mi fac asemenea propuneri. Știu mai bine decât oricine cât de circumspect trebuie să fii față de asemenea reputații de virtute cruntă. Ele acoperă adesea cu un văl necinstea femeilor și ticoloșia bărbaților. Ascuteza să spuneți, doamnă, la începutul convorbirii noastre, nu-mi explic de ce, mă îndoiesc că meritați stima și considerațiunea de care vă bucurați. Adevărat, doamnă, această îndoială face cinste perspicacității dumneavoastră. Nu-i așa? Pentru că această îndoială e drept că se întemeiază pe fapte mărunte, pe instinct, pe presimțiri, dar rare ori m-am înșelat. Să terminăm această convorbire, doamnă. Nu înainte de a vă face cunoscută hotărârea mea.
Încep prin a vă spune, asta nu mai între noi, că sunt convinsă de moartea bietei mele fiice. Dar n-are importanță. Voi pretinde că n-a murit. Pricinile, cele mai puțin verosimile, se pot susține de către avocați. Situația dumneavoastră face să aveți în momentul de față mulți invidioși. Ei vor fi încântați să vă atace. Eu le voi oferi prilejul. Dumneavoastră? Eu, atacându-vă sub un pretext absurd, pe o clauză în neregulă din actul de deces, de pildă. Nu importă. Voi susține că fata mea n-a murit. Cum am cel mai mare interes să fac să se creadă că trăiește, chiar de-ar fi să pierd acest proces, tot îmi va folosi, căci va face o vâlvă imensă. O mamă care își cere copilul suscită totdeauna interesul. Voi avea de partea mea pe invidioși, pe dușmanii dumneavoastră și pe toate sufletele simțitoare și romantice. E tot atât de nebunesc ce spuneți pe cât e de urât. Ce interes aș fi avut să declar pe fica dumneavoastră moartă, dacă n-ar fi? Adevărat, motivul e greu de găsit, dar, din fericire, avocații atât așteaptă. Dar, gândindu-mă bine, iată un motiv minunat. Vrând să împărțiți cu clientul dumneavoastră suma rezultată din renta viageră, a cărei beneficiară era acea copilă, ați făcut-o dispărută. Notarul, netulburat, ridică din numeri. Dacă aș fi fost un asemenea criminal, în loc să o dau drept dispărută, aș fi ucis-o. Sara tresări, surprinsă de aceste cuvinte. Rămase o clipă mută, apoi răspunse cu amărăciune. Pentru un om evlavios, iată un plan criminal bine chipzuit. Oare din întâmplare am lovit unde trebuie? Asta îmi dă de gândit și mă voi gândi. Un ultim cuvânt. Vedeți ce fel de femeie sunt. Zdrobesc pe oricine îmi stă în cale. Gândiți-vă bine. Trebuie până mâine să vă hotărâți. Puteți face fără grijă ceea ce v-am cerut. Tatăl fiicei mele, în bucuria de care va fi cuprins, nu se va îndoi de realitatea acestei învieri, dacă minciunile noastre care îl vor face atât de fericit vor fi bine ticluite. De altfel, dânsul n-are alte dovezi cu privire la moartea copilei noastre decât acelea pe care i le-am comunicat eu, acum 14 ani. Îmi va fi ușor să-l conving că atunci l-am înșelat, căci aveam motive serioase să fiu supărată pe el. Îi voi spune că în durerea mea am vrut să frâng ultima verigă ce ne mai lega. Dumneavoastră nu veți fi compromis în niciun fel. Ați confirmat numai. Om cu o reputație atât de bună cum o aveți, veți afirma doar că totul a fost atunci o înțelegere între mine, dumneavoastră și doamna Serafin. Și veți fi crezut. Cât despre cei 50.000 de taleri depuși pe numele fiicei mele, asta mă privește numai pe mine. Vor rămâne clientului dumneavoastră, care nu trebuie să știe nimic din toate acestea. În sfârșit, pentru dumneavoastră veți stabili singur recompensa ce vi se cuvine. Jacques Ferrand își păstră sângele rece, cu toată ciudățenia și primejdia pe care această propunere o prezenta pentru dânsul. Tesa, convinsă cu adevărat de moartea copilei, îi propunea notarului să afirme că fata trăiește, fata pe care el o declarase moartă acum 14 ani. Tesa era prea prudent, cunoștea prea bine părțile slabe ale poziției sale ca să nu-și dea în același timp seama de gravitatea amenințărilor proferate de Sara. Cu toată buna sa reputație, întemeiată cu multă trudă, temelia ei era clădită pe nisip. Lumea schimbă părerea tot atât de ușor pe cât se entuziasmează și îi place să aibă dreptul de a călca în picioare ceea ce mai înainte urcase în slăvi. Cum s-ar putea prevedea consecințele unui prim atac îndreptat împotriva renumelui lui Jacques Ferrand? Oricât de smintit ar fi acest atac, cutezanța acuzării însăși ar putea isca bănuieli. Perspicacitatea Sarei și înverșunarea ei îl speriau pe notar. Această mamă nu avusese nicio clipă de înduioșare vorbind de fica ei. Părea că nu considera moartea acesteia decât ca pierderea unui mijloc de a acționa. Asemenea caractere sunt neîndurătoare în urmărirea planurilor lor de răzbunare. Vrând să câștige timp, pentru a se putea apăra împotriva acestui primejdios atac, Ferrand reluă cu răceală. Mi-ați dat un termen până mâine la amiază, doamnă. La rândul vi-l dau până poimine, ca să renunțați la o acțiune a cărei gravitate n-o bănuiți. Dacă până atunci nu primesc de la dumneavoastră o scrisoare prin care să-mi anunțați că nu mai stăruiți în acest proiect criminal și nebunesc, veți lua cunoștință, în detrimentul dumneavoastră, că justiția știe să apere pe oamenii cinstiți care refuză complicități vinovate și să lovească în urzitorii unor mașinațiuni odioase. Asta înseamnă că îmi cereți o zi mai mult pentru a vă gândi la propunerile mele? E un semn bun și accept termenul fixat. Păi mine, la aceeași oră voi reveni aici și se va declara război. Dar un război înverșunat, fără milă și fără cruțare. Și Sara ieși. Totul merge bine, spuse ea.
Această fată ticăloasă de care, dintr-un capriciu, Rudolf se interesează și pe care a instalat-o la ferma Bucval ca să-și o facă, poi, desigur, amantă, nu mai îmi inspiră teamă, mulțumită Chioarei, care m-a descotorosit de ea. Abilitatea lui Rudolf a scăpat-o pe doamna Dacville din capcana pe care o pregătisem, dar e imposibil să o salveze din noua înâltire. Ea va fi, deci, definitiv pierdută pentru Rudolf. Atunci, îndurerat, întristat, lipsit de orice afecțiune, nu va ajunge în starea de spirit menită, îl face să creadă într-o minciună căreia, cu sprijinul notarului, îi voi putea da toate aparențele realității. Și notarul mă va ajuta, fiindcă l-am speriat. Voi găsi ușor o fată orfană, săracă și inteligentă, care, instruită de mine să joace rolul copilei noastre, atât de amar regretată de Rudolf. Cunosc măreția și generozitatea inimii lui. Da, pentru a da un nume și o stare civilă aceleia pe care o va crede fiica sa, până atunci nenorocită și părăsită, el va renoda cu mine legăturile pe care le-am socotit desfăcute pentru totdeauna. Prezicerile doicii mele se vor adeveri și, de data asta, voi atinge în mod sigur scopul vieții mele. O coroană. Capitolul 16. Doamna de Lucenay. La câteva clipe după plecarea contesei Sara, șeful copișilor introduse pe doamna ducesă de Lucenay. Era îmbrăcată foarte modest, înfășurată într-un șal mare, cu fața complet acoperită de un voal des de dantelă neagră, prins de marginile unei pălării de mătase de aceeași culoare. Doamna de Lucenay, destul de tulburată, se apropie încet de notar, care se ridică să o întâmpine. Cine sunteți, doamnă, și ce doriți de la mine?" o întrebă pe un ton repezit Jacques Ferrand, rău dispus de amenințările Sarei. De altfel, ducesa era îmbrăcată atât de modest, încât notarul n-avea motiv să se poarte bine cu ea. Cum ducesa nu se putea hotărâ să vorbească, Ferrand reluă cu aceeași bruschețe. Veți vorbi odată, doamnă?" Domnule," spuse ea cu glasul tulburat, încercând să-și ascundă fața sub cutele voalului. Domnule, aș putea oare să vă încredințez o taină de cea mai mare importanță?" Mi se poate încredința orice, doamnă, dar trebuie să știu și să văd cu cine vorbesc." Mai pe scurt, doamnă, mai pe scurt. Alături mai e cineva care mă așteaptă. Cine sunteți?" Numele meu nu vă interesează." Unul din prietenii mei, din rudele mele, a trecut pe la dumneavoastră." Numele lui?" Domnul Florestan de Saint-Rémy." A, făcu notarul. Și, aruncând o privire atentă și inchisitorială asupra ducesei, reluă. Ei bine, doamnă, domnul de Saint-Rémy mi-a spus totul, domnule." Ce v-a spus?" Tot." Totuși, doamne, dar știți prea bine despre ce este vorba." Știu multe despre domnul de Saint-Rémy." Vai, domnule, e un lucru teribil." Știu multe lucruri teribile despre domnul de Saint-Rémy." Ah, domnule, m-a prevenit el că sunteți necruțător." Cu excrocii și falsificatorii de tapa lui?" Da, sunt fără milă. Dacă acest domn de Saint-Rémy vă e rudă, în loc să o mărturisiți, ar trebui să roșiți. Dacă ați venit să vă sclifosiți aici ca să mă înduioșați, vă spun că e inutil, fără mai pune la socoteală faptul că vă pretați unui joc urât pentru o femeie cinstită. Dacă într-adevăr sunteți." Această brutală insolență răscoli mândria și sângele nobil al ducesei. Se sculă în picioare, își ridică voalul, luă înfățișare semeață și, cu privirea dominatoare și vocea sigură, rosti. Sunt ducesa de Lucenay, domnule." Această femeie dobândi în clipa aceea o înfățișare atât de impunătoare, încât, dominat, notarul cavrăjit se dădu stingherit înapoi și scoase tichia de mătase neagră care îi acoperea capul și făcu o reverență adâncă. Nimic, într-adevăr, nu vădea mai multă grație și mai multă mândrie ca obrazul și întreaga înfățișare a doamnei de Lucenay. Avea totuși pe atunci 30 de ani împliniți, o față palidă și cam obosită, dar niște ochi mari, scânteitori și temerari, un păr negru minunat, nasul fin și arcuit, buzele roșii și desprețuitoare, tenul luminos, dinții strălucitori, mijlocul subțire, mlădios și plin de noblețe, un mers de zeiță călcând pe nori, cum spunea nemuritorul Saint-Simon. Cu părul pudrat și cu rochia de gală din secolul al XVIII-lea, doamna de Lucenay ar fi reprezentat, și fizic și moral, pe una din acele ducese ușuratece ale regenței, care manifestau tot atâta îndrăzneală și neastâmpăr, cât și fermecătoare naivitate în enumăratele lor aventuri de dragoste, care își recunoșteau din timp în timp păcatele cu atâta sinceritate și simplitate, încât până și cei mai severi spuneau râzând, desigur, e foarte ușuratică, foarte vinovată, dar atât de bună, de fermecătoare.
Își iubește amanții cu atâta devotament, cu atâta patimă și fidelitate, cât timp durează pasiunea ei, încât nu te poți supăra pe ea. La urma urmei, nu se condamnă decât pe dânsa, dar face atâția fericiți. Așa ar fi arătat doamna de Lucene dacă n-ar fi fost copleșită de gânduri sumbre. Venise la notar ca o cetățeană modestă și se arătase dintr-o dată doamnă din lumea mare, mândră, jignită. Niciodată în viața lui, Jacques Ferrand nu întâlnise o femeie de o frumusețe mai sfidătoare, conținută pe cât de nobilă, pe atât de curajoasă. Fața, puțin obosită a ducesei, frumoșii ei ochi încercuiți de ușoara aureolă azurie, nările ei trandafirii dilatate, trădau una din acele firi arzătoare pe care bărbații, prea puțin visători, le iubesc cu tot atâta voluptate cât și pasiune. Deși bătrân, urât, mârșav, dezgustător, Jacques Ferrand era în măsură, ca oricare altul, să prețuiască genul de frumusețe al doamnei de Lucenay. Ura și furia lui împotriva ducerii de Saint-Rémy creșteau prin admirația brutală pe care o inspira mândra și frumoasa lui amantă. Jacques Ferrand, rost de tot felul de furii stăpânite, își zicea, cu ciudă, că acest gentilom falsificator, pe care aproape îl obligase să îngenuncheze în fața lui când îl amenințase cu darea în judecată, inspira o asemenea dragoste acestei doamne din lumea mare, încât o făcuse să riște un demers ce o putea pierde. La aceste gânduri, notarul simți revenindu-i îndrăzneala care pentru o clipă îl părăsise. Ura, invidia, un fel de resentiment sălbatic, aprinseseră în privirea, pe obrazul și pe fruntea lui, văpaia celor mai rușinoase și mai sălbatice porniri. Văzând că doamna de Lucene e pe cale să înceapă o discuție atât de penibilă, se aștepta ca ea să uzese de ocolișuri și ezitări. Mare-i fumirarea! Ducesa îi vorbi cu atâta prestanță și de la o asemenea înălțime, ca și cum ar fi fost vorba de lucru cel mai firesc din lume. Neavând nicio reținere față de un om de teapa lui, rezervă pe care ar fi avut-o însă cu siguranță față de persoanele din societatea ei. Într-adevăr, grosolănia notarului, roind-o până la sânge, o constrânsese pe doamna de Lucenay să renunțe la atitudinea umilă și plângăreață pe care o adoptase la început cu mare efort. Revenindu-și, găsise că ar fi nedemn să se înjosească, având cea mai mică reticență față de acest conțopist. Spirituală, caritabilă, generoasă, plină de bunătate, devotament și noblețe sufletească, în pofida păcatelor ei, fiica unei mame care, prin imoralitatea ei revoltătoare, găsise mijlocul de a ne socoti până și nobila și sfânta calamitate a emigrației, doamna de Lucenay, în disprețul ei naiv față de unele soiuri de oameni, ar fi spus ca acea împărăteasă romană care se scălda în fața unui sclav. Ăsta nu e un bărbat. Domnul notar, rostia pe un ton hotărât, domnul de Saint-Rémy e unul din prietenii mei. Mi-a mărturisit încurcătura în care se află din pricina unei duble escrocherii a cărei victimă este. Totul se repară cu bani. De cât e nevoie ca să se pună capăt acestor mizerabile hărțuieli? Jacques Ferrand rămase perplex față de această intrare în materie cavalerească și deliberată. Se cer 100.000 de franci, răspunse el pe un ton morocănos, după ce își înfrânse mirarea. Vei avea cei 100.000 de franci ai dumitale și vei restitui imediat acele infame hârtii domnului de Saint-Rémy. Trebuie să fie plătiți până mâine dimineață, înainte de amiază. Alminteri, reclamația de fals va fi depusă la parchet. Ei bine, dă dumneata suma asta. Voi ține socoteală de acest serviciu și îți voi plăti ce ți se cuvine. Dar, doamnă, asta e imposibil. Doar n-ai să-mi spui, cred, că un notar ca dumneata nu găsește 100.000 de franci de azi pe mâine. Și ce garanții dați, doamnă? Ce vorbă e asta? Lămurește-mă. Cine răspunde de această sumă? Eu. Dar, doamnă, e nevoie să-ți spun că la 4 leghe de Paris am o moșie care mi-aduce un venit de 80.000 de franci? Asta cred că ajunge. Sau nu? Pentru ceea ce numești dumneata garanții? Da, doamnă, dar cu o inscripție ipotecară. Ce înseamnă asta? Vreo formalitate, fără îndoială. Fă-o, domnule, fă-o. Un asemenea act nu poate fi întocmit și legalizat înainte de 15 zile și e nevoie de consimțământul soțului dumneavoastră. Dar această moșie e a mea, numai a mea, replică pe un ton plin de nerăbdare ducesa. N-are nicio importanță. Sunteți sub tutelă maritală și actele ipotecare sunt migăloase și foarte complicate. Dar încă o dată, domnule notar, nu mă vei putea face să cred că e atât de greu de găsit 100.000 de franci în 2 ore. Atunci, doamnă, adresați-vă notarului dumneavoastră, intendenților dumneavoastră, cât despre mine îmi este imposibil.
Am motive să țin toate acestea în strict secret, răspunse cu trufie doamna de Lusene. Îi cunoști pe toți ticăloșii care vor să-l prade pe domnul de Saint-Rémy. De aceea mă adresez dumitale. Încrederea dumneavoastră mă onorează nespus, doamnă, dar nu pot face ceea ce îmi cereți. Nu dispui de suma asta? Am mai mult decât această sumă, în hârtii de bancă sau în aur curat, aici în casa mea de bani. O, ce palavre! Vrei semnătura mea, ți-o dau, numai să-i sprăvim. Admițând, bineînțeles, că ați fi doamna de Lusene. Vino peste un ceas la Palatul Lusene, domnule notar. Voi semna la mine acasă cele cuvenite. Numai cu semnătura dumneavoastră, actul e fără valoare pentru mine. Jacques Ferrand se desfăta de dureroasa nerăbdare a ducesei, care, sub aparența de calm și dispreț, ascundea o panică teribilă. Deocamdată, ea nu dispunea de nicio sumă de bani. În ajun, bijutierul ei îi avansase o sumă însemnată pe pietrele prețioase, dintre care unele fusese încredințate lui Morel, șlefuitorul. Cu această sumă, plătise polițele domnului de Saint-Rémy pentru a dezarma pe alți creditori. Domnul Dubreuil, arendașul de la Arnouville, îi plătise arenda pe un an înainte și, de altfel, termenul era foarte scurt. Din nefericire pentru doamna de Lusene, doi dintre prietenii ei, la care ar fi putut recurge într-un asemenea caz disperat, erau plecați din Paris. În ochii ei, vicontele era nevinovat de falsul ce îi se atribuia. El susținea și ar credea că fusese înșelat de doi excroci, dar situația lui nu era totuși mai puțin grea. El să fie acuzat și târât la închisoare, chiar dacă ar fi fugit, numele lui ar fi fost oare mai puțin terfelit, copleșit de o asemenea bănuială? La aceste cumplite gânduri, doamna de Lusene se cutremură de groază. Îl iubea orbește pe acest bărbat, pe cât de demn de milă, pe atât de seducător. Patima ce îi inspira era una din acele febre violente de care femeile cu temperamentul și constituția ei sunt cuprinse după ce prima floare a tinereților s-a trecut și pe măsură ce se apropie de maturitate. Jacques Ferrand urmărea atent cele mai mici schimbări în fizionomia doamnei de Lusene, care îi se părea din ce în ce mai frumoasă și mai atrăgătoare. Admirația lui dușmănoasă creștea în intensitate. Încerca o plăcere sadică să o chinuiască, prin refuzul lui, pe această femeie care nu putea avea pentru el decât dezgust și dispreț. Ducesa se răzvrătea la gândul că ar putea scăpa un cuvânt care să semene rugăminte. Totuși, prin faptul că își dăduse seama de inutilitatea altor încercări, se hotărâse să se adreseze lui, acest om fiind singurul care îl putea salva pe domnul de Saint-Rémy. Ea continuă: deoarece ai suma pe care ți-o cer și fiindcă, la urma urmei, garanția mea e suficientă, de ce mă refuzi? Pentru că bărbații au și ei toanele lor, ca și femeile. Dar care poate fi acest capriciu care te face să procedezi împotriva intereselor dumitale? Căci, îți repet, fixează-ți condițiile, oricare ar fi ele, le accept. Le-ați accepta chiar pe toate? Întrebă notarul cu o expresie ciudată. Toate. 2, 3, 4.000 de franci, mai mult dacă vrei. Pentru că, o spun deschis, adăugă ducesa cu sinceritate și pe un ton aproape afectuos, numai dumneata mă poți ajuta. Singur dumneata. E peste putință să găsesc în altă parte, până mâine, ceea ce își cer. Și trebuie. Mă înțelegi? Trebuie neapărat. Așa că, repet, oricare ar fi condițiile pe care mi le impui pentru acest serviciu, le primesc. Nimic nu vă va împiedica. Nimic. Răsuflarea notarului deveni mai precipitată. Tâmplele îi zvâcneau. Fruntea îi se congestionă. Din fericire, sticlele ochelarilor îi ascundeau văpaia josnică a ochilor. Un nor de foc se lăsă pe judecata lui, de obicei limpede și rece. Rațiunea îl părăsi. În orbirea lui mârșavă, interpretase ultimele cuvinte ale doamnei de Lusene în mod infam. Se păruse cu mintea lui confuză că are dinaintea sa o femeie din vechea curte, o femeie împinsă la disperare de teama de a-și vedea iubitul dezonorat, hotărâtă la cele mai mari jertfe spre a-l salva. Să-ți treacă asemenea gânduri prin cap era pe cât de stupid, pe atât de nedemn. Dar, am mai spus-o, câteodată Jacques Ferrand devenea tigru sau lup și atunci bestia din trânsul îl depășea pe om. Se ridică brusc și se apropie de doamna Lusene. Aceasta, surprinsă, se ridică la rândul lui ei și îl privi foarte mirată. Nu vă va costa nimic, strigă el cu o voce tremurândă și întretăiată, apropiindu-se și mai mult de ducesă. Ei bine, vă voi împrumuta această sumă cu o condiție, cu o singură condiție, și vă jur că... Nu-și putu sfârși declarația. Datorită uneia din acele bizare contradicții ale naturii omenești, la vederea trăsăturilor hidos înflăcărate ale domnului Ferrand, la gândurile stranii și grotești, stârnite de pretențiile amoroase pe care le ghici,
Doamna de Lucenay, cu toate îngrijorările și temerile ce o scurmau, izbucni într-un râs atât de sincer, atât de nebunesc și de impetuos, că notarul, încremenit, se dădu îndărât. Apoi, fără a-i da timp să scoată o vorbă, ducesa, lăsându-se tot mai mult pradă ilarității din ce în ce mai nestăpânite, își coborâ voalul și, printre hohote de râs, se adresă notarului zguduit de ură, de turbare și de furie. Cinstit vorbind, prefer să cer acest serviciu domnului de Lucenay. Apoi ieși, continuând să râdă atât de tare, încât și după ce ușa biroului se închise în urma ei, notarul încă o mai auzea. Nu-și reveni în fire decât pentru a-și blestema nesocotința. Totuși, se liniști treptat, gândind că, la urma urmei, ducesa nu putea pomeni de această întâmplare fără a se compromite grav. În orice caz, ziua aceea fusese vitregă pentru el. Era cufundat în gânduri negre când ușa secretă a biroului său se deschise și doamna Serafin intră extrem de agitată. A, Ferran!" strigă ea, împreunându-și mâinile. Ai avut dreptate când ai spus că într-o zi vom fi distruși pentru că am lăsat-o în viață." Pe cine?" Pe blestemata aia de fată." Cum?" O femeie chioară, pe care nu o cunoșteam și căreia Ciocnămin încredințase fata ca să ne scăpăm de ea. Acum 14 ani, când i-am făcut formele de deces." A, Doamne, cine ar fi crezut așa ceva?" Ci vorbești odată, vorbești odată. Această femeie chioară a venit la mine. A fost mai adineaur jos. Mi-a spus că știe că eu i-am predat fetița." Nenorocire! Cine a putut să-i spună?" Tocnemin e la pușcărie." Am negat totul, am făcut o mincinoasă, dar ea susține că a găsit fata care acum e mare, că știe unde e și că nu depinde decât de ea să dea totul pe față, să denunțe totul." Oare iadul s-a dezlănțuit azi asupra mea?" strigă notarul într-un acces de turbare care îi dădu o înfățișare hidoasă. Dumnezeule, ce să-i spun femeii ălea? Ce îi putem făgădui ca să tacă?" Pare o femeie înstărită?" Fiindcă am trătat-o ca pe cerșătoare, a făcut să-i sune sacoșa. Erau bani înăuntru." Și e fata contesei Sarah McGregor," spuse notarul lui măcit. Și de andinauri îmi oferea nu știu cât să afirm că fata ei n-a murit. Și fata trăiește. Aș putea să-i o redau." Da, dar acest act fals de deces. Dacă se face o anchetă, sunt pierdut. Crima asta poate să ducă la aflarea altora." După o clipă de gândire, îi spuse doamnei Serafin. Chioara asta știe unde e fata? Și femeia mai trece pe aici? Mâine. Scrie lui Polidor să vină la mine diseară, la 9. Vrei poate să te descotoroșești de fată și de bătrână? Ar fi prea mult dintr-o dată, Ferran. Ți-am spus să-i scrii lui Polidor să fie aici diseară la 9. La sfârșitul acelei zile, Rudolf îi spuse lui Murph, care nu putuse pătrunde la notar. Domnul de Caron să trimite un curier, chiar acum. Trebuie ca Cecily să fie la Paris în 6 zile. Iar a furisit aia de drăcoaică, călosa de nevasta bietului David, pe cât de frumoasă, pe atât de infamă. Dar la ce bun, monseniore? La ce bun, Sir Walter Murph? Peste o lună vei pune această întrebare notarului Jacques Ferrand. Capitolul 14. Denunțul. În ziua în care floarea Mariei a fost răpită de cucuvaie și de învățător, un om călare sosise pe la ora 10 seara la ferma Bugval, venind, spunea el, din partea domnului Rudolf, pentru a o liniști pe doamna George cu privire la dispariția tinerei protejate, care urma să fie readusă dintr-o zi într-alta. Datorită unor motive foarte importante, adăugase acest om, domnul Rudolf o ruga pe doamna George, în cazul în care avea să-i ceară ceva, să nu-i scrie la Paris, ci să-i trimită prin acest curier știrile ei. Omul era în slujba Sarei. Prin acest vicleșug, ea o liniștea pe doamna George și amână câteva zile clipa în care Rudolf ar fi aflat de răpirea guristei. În acest răstimp, Sara spera să-l silească pe notarul Ferrand să o ajute la comiterea ticăloasei înșelătorii, substituirea fetei, despre care am vorbit. Dar nu era numai atât. Sara voia să se descotorosească și de doamna Dacville, care îi prilejuia temeri serioase și pe care mai fusese gata cândva să o piardă dacă nu intervenea prezența de spirit a lui Rudolf. A doua zi, după ce marchizul își urmărise soția în casa din strada templului, Tom se duse acolo și, cu multă ușurință, o trăsese de limbă pe doamna Pipele, aflând că o tânără femeie, în momentul când era cât paci să fie surprinsă de soțul ei, fusese salvată, datorită isețimii unui locatar de-al casei, și anume domnul Rudolf. Fiind informată de această întâmplare, Sara, în lipsa oricărei dovezi materiale de întâlnirea pe care Clemence o dăduse domnului Charles Robert, urzi un alt plan odios. El se reducea la a scrie o nouă scrisoare anonimă domnului Dacville ca să provoace o ruptură definitivă între Rudolf și marchiz.
sau cel puțin să semene în inima acestuia din urmă, bănuieli atât de puternice încât el să interzică soției să-l mai primească vreodată pe prinț. Această scrisoare era concepută în felul următor. Ați fost păcălit în mod nedemn. Ieri, soția dumneavoastră, înștiințată că urmăriți, a ticluit pretextul unei vizite în scop caritabil. De fapt, se ducea la o întâlnire cu un personaj foarte august, care are închiriat o cameră la etajul al patrulea în casa din strada templului, sub numele de Rudolf. Dacă vă îndoiți de aceste fapte, oricât de ciudate vi s-ar părea, duceți-vă în strada templului numărul 17, luați informații și, după descrierea înfățișării augustului personaj de care vă vorbesc, veți constata că sunteți soțul cel mai credul și mai îngăduitor din câți au existat vreodată și au fost crunt înșelați. Țineți seama de acest avertisment. Dacă nu, s-ar putea crede că prea sunteți prieten al principelui. Această scrisoare a fost pusă la cutie pe la orele 5, de către însăși Sara, în ziua în care avusese loc convorbirea cu notarul. În seara acelei zile, după ce-i spusese domnului de Guérin să grăbească pe cât e cu putință sosirea Ceciliei la Paris, Rudolf se duse în vizită la doamna ambasadoare. Urma apoi să se ducă în vizită la doamna Darville pentru a-i spune că a găsit un prilej pentru o acțiune de binefacere, demnă de ea. Vom conduce pe cititor la doamna Darville. Vom vedea din felul cum se va desfășura următoarea convorbire că această tânără femeie, arătându-se generoasă și compătimitoare față de soțul ei, cu care până atunci se purtase cu o extremă răceală, își însușise nobilele sfaturi ale lui Rudolf. Marchizul și soția lui se ridicau tocmai de la masă. Scena se petrecea în salonașul de care am vorbit. Domnul Darville părea mai puțin trist ca de obicei. Ne grăbim să precizăm că marchizul nu primise încă noua și infamă scrisoare anonime a Sarei. Ce faci astă seară?" o întrebă întreagă pe marchiză. Stau acasă." Dar dumneata?" Nu știu," răspunse el cu un suspin. Nu pot suporta societatea. Îmi voi petrece seara ca și alte dăți. Singur." De ce singur, dacă sunt eu acasă?" Domnul Darville se uită mirat la soția lui. Fără îndoială, dar..." Ei bine, știu că preferi adesea singurătatea când nu ieși în lume." Da, dar cum sunt de felul meu capricioasă," răspunse surzând Clemence, astăzi mi-ar plăcea mult să-mi petrec seara împreună cu dumneata, dacă n-ai nimic împotrivă." Într-adevăr?" exclamă emoționat domnul Darville. Ești de drăguță să-mi propui un lucru pe care nu îndrăzneam să ți-l cer." Știi, dragă prietene, că mirarea dumitale pare a fi o imputare." O imputare? O, nu, nu. Dar după bănuielile mele nedrepte și jignitoare de ună zi, să fii totuși atât de îngăduitoare, este, trebuie să mărturisesc, o surpriză pentru mine, dar una din cele mai îmbucurătoare. Să uităm trecutul," răspunse ea cu un zâmbet de o blândețe angelică. Ai putea, Clemence," replică el cu mâhniere, să uiți vreodată că am cutezat să te bănuiesc? Să-ți spun la ce extremă m-ar fi împins o gelozie oarbă? Da, ce înseamnă asta față de alte greșeli de ale mele, mai mari, ireparabile? Repet, să uităm trecutul, reluă Clemence, abia stăpânindu-și penibila emoție. Cum să înțeleg? Și acel trecut l-ai putea uita? Sper. Să fie adevărat? Clemence, ai fi atât de generoasă? Dacă nu, n-aș putea crede într-o asemenea fericire la care renunțasem pentru totdeauna. Precum vezi, n-ai avut dreptate. Ce miracol, Doamne! Să fie un vis? O, spune-mi că nu mă înșel. Nu, nu te înșel. Da, într-adevăr, privirea dumitale nu mai e atât de rece. Glasul ți-e aproape afectuos. O, spune-mi, e de ce adevărat? Nu sunt jucăria unei iluzii? Nu, căci și eu am nevoie de iertare. Dumneata? De multe ori. Nu m-am purtat față de dumneata cu asprime, cu multă cruzime chiar. Nu trebuia să mă gândesc că ai fi avut nevoie de un curaj deosebit, de o virtute supraomenească, să procedezi altfel decât ai făcut-o. Însingurat, nefericit, cum să reziști dorinței de a găsi o consolare într-o căsătorie care te atrăgea? Vai, când suferi, înclin să crezi în generozitatea altora. Greșeala dumitale a fost că te-ai bizuit pe mărinimia mea. Ei bine, de azi înainte mă voi sili să-ți dau dreptate. Ah, mai spune, repet-o! Exclamă domnul Darville, împreunându-și mâinile ca în extaz. Viețile noastre sunt pentru totdeauna strâns legate. Mă voi strădui să-ți fac viața cât mai puțin amară. Doamne Dumnezeule, Clemence, am auzit bine? Te implor, nu te mai mira atât. Asta mă doare. E ca o dojană amară pentru atitudinea mea din trecut. Cine să te compătimească? Cine să-ți întindă o mână prietenească și salvatoare, dacă nu eu? Mi-a venit un gând bun.
Am reflectat temeinic asupra trecutului, asupra viitorului. Mi-am recunoscut greșelile și am găsit, cred, mijlocul de a le repara. Greșelile dumitale? Piata mea copilă! Da, trebuia a doua zi după cununie să apelez la lealitatea dumitale și să-și cer, în mod deschis, să ne despărțim. A, Clemence, ai milă, îndură-te! Alminteri, de vreme ce acceptam situația, trebuia să o îndulcesc prin devotament. În loc să fiu pentru dumneata întruparea unui neîncetat reproș prin răceala mea trufașă și mută, trebuia să încerc să te consolez de o imensă nefericire, să nu uit o clipă suferințele dumitale. Cu încetul, m-aș fi devotat în întregime rolului meu alinător. Prin însă și îngrijirile sau poate sacrificiile pe care mi le-aș fi impus, recunoștința dumitale m-ar fi răsplătit. Și atunci... Dar, Doamne mare, ce ai? Plângi? Da, plâng de fericire. Nici nu-ți poți imagina cât de adânc mă răscolesc cuvintele dumitale. Oh, Clemence, lasă-mă să plâng. Niciodată mai mult ca în clipa aceasta n-am înțeles în ce măsură am fost vinovat legându-te de trista mea viață. Iar eu n-am fost niciodată mai hotărâtă să iert. Aceste duioase lacrimi mă fac să încerc o fericire pe care n-am cunoscut-o încă. Deci, curaj, prietene drag, curaj! În lipsa unei vieți senine și fericite, să căutăm satisfacții în împlinirea unor îndatoriri grave pe care ni le impune soarta. Să fim îngăduitori unul față de celălalt. Dacă ar fi să șovăim, să ne uităm la pătucul copilei noastre, să ne concentrăm întreaga noastră afecțiune asupra ei. Și tot vom avea unele bucurii înduioșătoare și sacre. Rahat! Să fim îngăduitori unul față de celălalt. Dacă ar fi să șovăim, să ne uităm la pătucul copilei noastre, să ne concentrăm întreaga noastră afecțiune asupra ei. Și tot vom avea unele bucurii înduioșătoare și sacre. Un înger! Ești un înger! Exclamă marchizul, contemplându-și soția cu pasiune și admirație. Oh, nici nu-ți dai seama, Clemence, de binele, dar și de răul ce-mi faci. N-ai de unde să știi că cele mai aspre cuvinte de odinioară, că reproșurile dumitale cele mai amare, pe care din păcate le meritam, nu m-au copleșit niciodată atât cât această adorabilă blândețe, această generoasă resemnare și totuși, fără voia mea, faci să renască în mine speranța. Nici nu știi ce viitor luminos mă lasă întrevăd. Te poți încrede orbește și pe deplin în spusele mele, Albert. Hotărârea mea este neclintită și nu mă voi abate niciodată de la dânsa. Ți-o jur, cu timpul voi putea să-ți dau și alte chezășii că-mi țin cuvântul. Chezășii? Exclamă domnul Dacville, tulburat la culme de o fericire atât de neașteptată. Chezășii? Oare am nevoie de ele? Privirea, tonul dumitale, această divină expresie de bunătate care te înfrumusețează și mai mult, zvâcnetul și încântarea inimii mele, toate acestea nu sunt oare o suficientă dovadă că spui adevărul? Doar știi și dumneata, Clemence, bărbatul este nesățios în dorințele sale, adăugă marchizul, apropiindu-se de soția sa. Cuvintele dumitale nobile și duioase îmi insuflă curajul, cu tezanța de a spera, de a spera în miracole, în ceea ce până mai ieri credeam că e un vis nesăbuit. Explică-te, îl rugă Clemence, oarecum îngriciorată de cuvintele pătimașe ale marchizului. Ei bine, da, izbucni el, apucând-o de mână. Da, cu ajutorul tandreței, atențiunilor, dragostei. Înțelegi, Clemence, cu ajutorul dragostei mele sper să mă fac iubit de dumneata. Nu cu o afecțiune oarecare, ci cu o patimă fierbinte ca a mea. O, patima aceasta dumneata nu o cunoști. Oare mă încumetam să-ți vorbesc măcar de ea? Erai totdeauna atât de rece față de mine. Niciodată o vorbă bună. Niciodată unul din acele cuvinte care mai adineauri m-au făcut să plâng și care mă fac în clipa aceasta dat de fericire. Și această fericire o merit. Te-am iubit atât de mult și cât am îndurat, fără să ți-o spun. Durerea care mă mistuia, aversiunea mea față de lume, firea mea închisă, tăcută, porneau din una și aceea suferință. Caută să-ți imaginezi. Să ai în casă o femeie adorabilă și adorată, care-i soția ta, pe care o dorești cu toată ardoarea unei iubiri interzise, și să fii pe veci pradă insomniilor însingurate și chinuitoare. O, nu cunoști lacrimile disperării, revoltele mele nesăbuite. Te asigur că ai fi fost impresionată. Dar ce zic? Ai fost impresionată. Mi-ai ghicit zbuciumul, nu-i așa? Îți va fi milă. Frumusețea și încântătoarea dumitale grație nu vor mai fi pentru mine fericirea și supliciul meu de fiecare zi. Da, această comoară pe care o consider cel mai prețios bun al meu, această comoară ce mi-aparține și pe care totuși nu o posedam, va fi în curând a mea. Da,
Inima, bucuria, extazul meu, totul îmi spune. Nu-i așa, prietena mea, draga mea prietenă? Rostind aceste cuvinte, domnul d'Acqueville acoperi cu sărutări pătimașe mâna soției sale. Clemence, dezolată de confuzia în care credea soțul ei, nu se putu opri într-o clipă de aversiune, aproape de spaimă, să-și retragă brusc mâna. Expresia feței ei era prea grăitoare pentru ca marchizul să se înșele cu privire la resentimentele ei. Fu o lovitură teribilă pentru el. Albert, îți jur, voi fi pentru tine prietena cea mai devotată, cea mai duioasă soră, dar nimic mai mult. Iartă-mă, iartă-mă dacă împotriva voinței mele am pronunțat cuvinte ce ți-au insuflat speranțe niciodată realizabile. Niciodată? Strigă domnul d'Acqueville, îndreptând asupra soției sale o privire rugătoare și deznădăjduită. Niciodată, răspunse Clemence. Acest singur cuvânt, intonația cu care fusese rostit, dovedea o hotărâre irevocabilă. Clemence, îndemnată de rudul să adopte atitudini generoase, era ferm decisă să-l înconjoare pe domnul d'Arville cu cele mai afectuoase atenții, dar se simțea incapabilă să-l iubească. Un sentiment și mai necruțător decât spaima, disprețul, ura, îndepărtase pentru totdeauna pe Clemence de bărbatul ei. Era o silă de neînvins. După o clipă de tăcere dureroasă, domnul d'Arville își trecu mâna peste ochii umezis de lacrimi și zise soției sale pe un ton de profundă amărăciune. Iartă-mă că m-am înșelat! Iartă-mă că m-am lăsat în voia unei speranțe nebunești! Apoi, după o pauză, reluă. Ha, cât sunt de nenorocit! Dragul meu, îl întrerupse cu blândețe Clemence, n-aș vrea să te dojenesc. Totuși, nu valorează nimic pentru dumneata făgăduiala mea de a fi cea mai tandră soră? Vei datora unei prietenii devotate mai mult decât îți poate oferi dragostea. Speră, speră într-un viitor mai bun. Până acum eram aproape indiferentă față de suferința dumitale. Vei vedea cât de mult o voi împărtăși și câtă alinare vei găsi în afecțiunea mea. În clipa aceea, un valet intră și se adresă Clemensei. Altețea sa, monseniorul mare duce de Gerolstein, întreabă pe doamna marchiză dacă îl poate primi. Clemence își consultă cu o privire soțul. Domnul d'Arville, revenindu-și, spuse, fără îndoială, valetul ieși. Iartă-mă, prietene, reluă Clemence, dar n-am dat ordin să nu fie nimeni primit. De altfel, e multă vreme de când nu l-ai mai văzut pe prinț. Va fi fericit să te întâlnească. Mi-ar face și mie multă plăcere să-l văd. Totuși, îți mărturisesc că sunt în această clipă atât de tulburat, încât preferam să-l primesc altădată. Înțeleg, dar ce putem face? E aici. În același moment, Rudolf fu anunțat. Sunt, doamnă, cum nu se poate mai fericit că mi se oferă prilejul de a vă vedea, zise Rudolf. Și mă felicit de două ori că am norocul și plăcerea de a te întâlni și pe dumneata, scumpul meu Albert. Adăugă el, întorcându-se spre marchiz și strângându-i cu căldură mâna. Într-adevăr, monseniore, e multă vreme de când mi s-a ivit ocazia de a vă prezenta omagiile mele. Și a cui e vina, domnule invizibil? Ultima oară, când doamna marchiză mi-a făcut cinstea de a mă primi și am întrebat de dumneata, erai absent. Iată, mai mult de 3 săptămâni de când m-ai uitat. Și e foarte rău din partea dumitale. Fiți fără milă, monseniore, interveni surâzând Clemence. Domnul d'Arville este cu atât mai vinovat cu cât resimte pentru alteția voastră cel mai adânc devotament, lucru de care neglijența sa ar putea face să vă îndoiți. Ei bine, doamnă, sunt destul de vanitos ca orice ar face domnul d'Arville să-mi fie cu neputință să mă îndoiesc de afecțiunea sa. Dar n-ar fi trebuit să spun asta. Înseamnă să-l încurajez în aparenta lui indiferență. Credeți-mă, monseniore, că unele împrejurări neprevăzute sunt singurele care m-au împiedicat să profit mai des de bunătatea alteței voastre pentru mine. Între noi, scumpul meu Albert, îmi parcă am rezervat în prietenie. Fiind sigur că mi-ești drag, nu ții prea mult să dai sau să primești dovezi de atașament. Printr-o încălcare a legilor etichetei și spre ușoarea neplăcere a marchizei, intră un valet aducând o scrisoare pentru domnul d'Acqueville. Era denunțul anonim al sarei, care îl învinuia pe prinț că este amantul Clemensei. Marchizul, din deferență față de Rudolf, respinse cu mâna tăvița de argint prezentată de servitor și zise cu jumătate voce. Mai târziu, mai târziu. Dar, dragă Albert, interveni Rudolf cu cea mai afectuoasă intonație, ce rost are asemenea politețe față de mine? Monseniore, cu permisiunea doamnei d'Arville, insist, citește scrisoarea. Vă asigur, monseniore, că nu e nicio grabă. Încă o dată, Albert, citește această scrisoare. Dar, monseniore, te rog, insist.
Dacă alteța voastră o cere, consimți marchizul luând scrisoarea. Bineînțeles că cer să mă tratez ca pe un prieten. Apoi, întorcându-se spre marchiză, în timp ce domnul d'Acqueville rupea plicul fatalei scrisori, al cărei conținut Rodolf nu avea de unde să-l cunoască, prințul adăugă surzând: Ce succes pentru dumneavoastră, doamnă, că izbutiți întotdeauna să face să cedeze această voință atât de îndărătnică. Domnul d'Arville se apropie de unul din candelabrele de pe cămin și deschise scrisoarea Sarei. Sfârșitul volumului 1.